Nu ceea ce vedem cu ochii noștri e realitatea. Tu vezi o hârtie scrisă cu un diagnostic și spui, asta e realitatea, asta mi-e boala, atât au zis medicii că trăiesc, nu, dragul meu. Realitatea este că în rănile lui Hristos tu ai fost vindecat. Și prin credință tu poți să primești vindecare. Asta e realitatea. Nu contează ce vezi cu ochii tăi. Tu vezi că Hristosul te iubește și vrea să te scoată. Nu te uita că așa arată lucrurile, înseamnă că așa gândește Dumnezeu și vrea să fiu. Nu e așa. Și vreau să vă dau un exemplu, o ilustrație. Voi toți de aici, cu ochii de carne, vedeți că trepiedul ăsta e aici, nu e așa? Îl vedeți că e la 4 metri de peretele ăsta, e la 4 metri de peretele ăla. Și voi în capul vostru gândiți așa, trepiedul este aici. Eu vreau să vă spun că asta nu e adevărat. Pentru că în gândurile mele, eu am gândul să mut trepiedul ăsta aici. Ați înțeles ideea? Voi vedeți lipsă financiară, boală, salariu mic. Asta o vedeți cu ochii voștri. N-ai vrea să alungi gândurile astea și să lași gândul lui Hristos. În capul lui Hristos ele este mute. În mintea lui Hristos, în prețul plătit la calvar, este scoată de acolo. Dar tu nu vrei să vezi asta. Tu te uiți, problema asta e aici.